Gabi, după o bine-meritată vacanță, ați revenit la pregătiri. Cu ce gânduri pentru 2022? La mulți ani, în primul rând, obiectivul principal este să promovăm. Cred că toată lumea știe asta și muncim, o să muncim în fiecare zi pentru a îndeplini obiectivul. În afara parcursului cu echipa secundă, cu siguranță vă doriți și pasul spre echipa mare. Da, asta e în funcție de cum muncim. Cred că asta e cel mai important, să ne dedicăm cât mai mult și o să vină totul pe parcurs. Va fi o perioadă de pregătire acasă. Cum vezi această situație din cauza pandemiei? E greu, dar e bine că suntem cu echipa mare aici. O să avem jocuri și sper să fie totul în regulă. Veți fi urmărit și de mister, care va participa și la antrenamentele voastre? Da, asta e tot timpul. Cred că în fiecare zi se întâmplă același lucru. E sub observație și trebuie să dai tot ce e mai bun. Tu poți evolua și în Liga Elitor Under 19, vă doriți cu siguranță titlul pentru a juca în UEFA Youth League. Da, păi și acolo tot același lucru este obiectivul, să luăm titlul pentru a juca în UEFA Youth League. Mult succes și cât mai multe minute și în Liga 1. Mulțumesc frumos!